Dacă vezi din România, de acolo veniți. Noi am venit din Albania. Și acolo curge jos. Uitați acolo. Râul Tara. Uite. Banii contează. Banii contează. Nu mai avem euro, că n-am adus mult cu noi. Zic mai cu cardul. Dar nu știu dacă găsim bancomat aici. Ultima cameră am găsit la Hotel Pavlovici. Pe Booking nu mai era, ne-am oprit aici. Mă, aveți camere. Bună dimineața! Facem schimb. Bună dimineața! Au parcat lângă noi niște irlandezi cu un Harley și cu un Goldwing, sau ce ăsta, Goldwing, mai interesant, model mai vechi. Și cele două motoare noastre, n-o să smurdar un pic, dar asta e. Prieteni, suntem în Schoder, chiar în centru hotelul ăsta, vă recomand. Chiar e ok. Iolanda, recepționerea, vă transmite salutări. Și mergem spre Muntenegru. Prieteni, mergem spre Muntenegru, avem treabă azi, foarte mult. Foarte mult serpentine. Chiar astăzi chiar avem serpentine, deci o să trecem în Podgorița, nu avem ce face, orașul care nu-mi place, fiindcă este foarte aglomerat, dar asta e, ne-am obișnuit. Și de acolo mergem spre Durmitor, Piva, Tara, toate astea, sperăm să avem timp, să vedem tot. Haideți cu noi. Asta o să fie o zi plină și sperăm să nu fie cam 25-26 de grade arată în munți, așa că va fi fain. Dacă dorești să achiziționezi echipamente și accesori moto, îți recomand motomus.ro. Aplicând codul de reducere NEO, vei beneficia automat de 5% reducere. Am oprit să băgăm benzină și să spălăm motoarele. Haideți să vă arăt cum se numește benzineria. Jukoil. Nu Lukoil. Jukoil. Aici și Norvi. Și motoarele acolo la spălat. Spălăm. O spălăm că așa ne place nouă. Wonder is all it took for me to get a little closer, babe. One kiss is all you did to make me fall in love. One heart shot in the dark made you take a big chance and see. One moment I was hoping you would fall for me. Eyes wide open, to me this is heaven. I don't need a lot of anything. If I have your love, no money, no fancy things could replace all the hurt in the loving and all that's in between. If I have you, my love, I don't need anything. One feeling kept me dreaming of all we could do. Eyes wide open, to me this is heaven. I don't need a lot of anything. If I had your love, no money, no fancy things could replace all. If I have you, my
Ce-a găsit puișor? Ăsta mai nașpa decât ieri, dar și ăsta e bun. Suntem pe un panoram micro din Muntenegru, dar am prins câteva camioane, am zis hai să plece și noi ne-am oprit. Că nu putem să mergem la cu 50. Foarte curată. Și aici ce curată. Ce curat e. Suntem pe drumul 1, panoramic road în Muntenegru și mai avem 60 de km până la Tara, Bridge. Și de acolo urcăm în dormitor. Afară sunt 27 de grade, chiar e plăcut. Nu? Uite, acolo cineva a căzut deja. Haideți să vă arătăm cineva a căzut. Și sper că nu noi vom fi următorii. Opa, și aici. Chiar e bine cum bate soarele, nu e cald deloc. Și sunt cu geaca Speedy pe mine și absolut nu. Nu e nasol. Îți place? Da. Dar ce curat e, fii atent, dar e plin cu mize. Uite câte flacoane. Vezi, pungă de chips acolo ea. Nu, e adânc. Nu. Acolo poate un pic e mai adânc. Vezi, se vede și apa că e mai închisă la culoare. Acolo. Ăsta e râul Tara. Opa! Vrei să faci poză? Vrei să faci poză? Fă! Hai că ne uităm cum faci. Cum? Punem aici. Punem aici. Uite aici e poza. Pași prin screen și piu, piu, piu. Ai văzut? E sâmbătă și se circulă ca și pe Valea Prahovei, pe Valea Oltului. Câteva camioane care abia poate să urce și o coloană de kilometri după ea cu 30 la oră. Na, asta e. Aici, dacă veniți, încercați să nu veniți în weekend. Și hai că la plată, la autostradă, era bucățica, am vrut să încercăm, cum ați văzut, și bucățica de autostradă ce a făcut chinezii, celebru autostradă, chiar foarte fain, panoramic. 30 de kilometri sau 40 de kilometri, nu mult. Am plătit 1,5 euro cu motocicleta și la ieșire era 2 km coada. Acolo ne-am băgat în față, asta e. Dar n-am încurcat pe nimeni, că era loc. Uitați ce fain e, Tara. Wow! Aici sute, multe sute de metri. Wow! Am lăsat motocicletele. Chiar zice Norbi, ce face dacă rămânem fără căști? Să rugăm pe un urmăritor de-a nostru să ne aducă două căști, să mergem acasă. Beautiful, Muntenegro. Amazing. Amazing. Cam povești. Ca în povești, prieteni. Ia-l-ai.
Păcat că nu au făcut aici o parcare, dar... Nu, nu, aici dacă o iei înainte... Aici dacă iei înainte, aici o cânta popa... Oi, 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 oi! Mă, rămâi acolo mai degrabă, până aici să vii. Deci aici dacă o iei în jos... Oh, oh, oh. Cântă popa... Fără parapet. Aici... Hai scăpare. Nu ne jucăm, rămânem aici. Nu ieși acolo. Hai mai spate, că și de aici poți să faci poză. Știi, statistica, au murit în selfie. Deci cine face selfie, a murit mai mult decât în accidentul cu avionul într-un an. Afară sunt 24 de grade și aici este podul. Dacă vezi din România, de acolo veniți. Noi am venit din Albania. Tara Bridge. Aici merg mașinile, merg și oamenii. Și acolo curge jos, uitați acolo, râul Tara. Mergem și dincolo. Nu e aglomerat, ne-am gândit că o să fie mai aglomerat. Dar nu e. Dacă veniți din România, e simplu, prin Serbia, prin Țațac, Belgrad, Țațac și Zabla, nu Zabla, nu mai știu ce e acolo, Zlatibor. Și din Zlatibor, dacă veniți din România. Uite. Și aici să vă arăt motocicliștii. Acolo cu gerul nu se vede de copaci. Foarte plăcut, după 35, 39, 40 de grade. Acum este foarte plăcut să vii aici la 24, 25 de grade. Oh, uitați! Și noi vom merge încolo, spre dormitor. Nu încolo, ci încolo. Spre dormitor. Avem până în, avem 2 ore jumate de mers până la Plzeň, sau cum se zice. Hai să căutăm un ATM.
Nu știu, aici în Muntenegru. Aici în Muntenegru. Cred că și-ai place să fure impozit, că nu se poate plăti cu cardul aproape nicăieri. Nu mai avem cash. La noi nu găsim bancomat. Totul merge pe cash. Banii contează. Banii contează, nu mai avem euro, că n-am adus mult cu noi, zic mai cu cardul. Dar nu știu dacă găsim bancomat aici. La ce a vorbit mâna tău-ți. Triumful. Hai. Goldring. N-am mai urcat pe dormitor, aici trebuie să urcăm pe parcul dormitor. Aveam 2 ore de trecut și să ajungem în Pluzin, dar n-am găsit cazare în Pluzin. Hai să spunem, numai campingul, n-avem cortul la noi. Și am zis că nu riscăm să trecem dormitor și seara să nu găsim cazare pe întuneric. Și acolo nu mai sunt alte localități, așa că ultima cameră am găsit la Hotel Pavlovici. Pe booking nu mai era, ne-am oprit aici, mă, aveți camere. Sunt foarte puține hoteluri aici, foarte multe campinguri. Așa că am ajuns la Zabla, dimineața mergem spre dormitor, piva, mâine avem și mai multe atunci. Și după aceea intrăm în Bosnia. Mulțumim că ați urmărit acest vlog, dar tot am zis că Dumnezeu a vrut așa, Norbi, că joacă Italia. Favoriții de noștri, de la ora 6. Și este un televizor mare în cameră. Da, deci o să ne uităm la meci și mai bine. Ne odinim și dimineața pe dormitor. Luați-vă berile, hai Italia, forța Italia! Forța Italia! Hai. Mergem înainte. Mulțumim că ați urmărit acest vlog, am uitat să spun. Motocicletele frumos spălate, acolo sunt motociclete, acolo sunt motociclete, peste tot sunt motocicliști, așa că e frumos viața. Trăiți până când se poate. Să rămână!